abțineri, nu sunt, primul proiect în ordinea de zi, proiectul de privind alegerea președintelui de ședință. Al doilea proiect, proiectul de privind aprobarea la plata a sumei de 3.291 de lei, reprezentând contravaloare cheltuieli transport personal didactic și auxiliar, aferent lunii aprilie 2018, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cupului de execuție bugetară pe trimestrul 1.2018, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului de utilizatori ai serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Inițiator primarul comunei, cu toate că, da, discutăm atunci. 5. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului sau diverse, cum numim. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Primul proiect. Alegerea președintelui de ședință. Aici, dumneavoastră, va trebui să nominalizați o persoană. Domnul Stoica. Domnul consilier, domnul Stoica. Cine este pentru? Împotrivă, domnul este. Hai, domnule, în lumine aici. Nu stăteam acum 30 de ani în bancă. Și să diferența dintre excedentul de anul trecut și venitul încasate să fie mai mare decât plățile efectuate și plățile restante. Și conform datelor la 31.03.2018 avem următorii indicatori. Și avem venituri bugetare totale 2.388.3 lei, cheltuieli bugetare totale 1.401.382 lei. Rezultă un excedent de 986.621 de lei pe primul trimestru. Tot la finele trimestrului 1, excedentul cumulat se încheie cu 2.838.859 lei, provenind de la secțiunea dezvoltare 0 lei, secțiunea de funcționari 986.621 și excedentul anului precedent 1.852.238. Aceasta totalizând împreună 2.838.859 lei. Structura veniturilor este următoarea. Venitul din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, 438,76 mii lei. Cote de falcate din impozitul pe venit, 375,78 mii lei. Sume de falcate din TVA, 1071 de lei. Și subvenții primite de la bugetul de stat sau de la alte bugete, 503,46 mii lei. Cheltuielile, total 1.401,38 mii lei, din care cheltuielile de personal 569,55 mii lei, bunuri și servicii 163,72 mii lei, asistența socială 297,72 mii lei și cheltuieli de capital 361,88 mii lei.
Dacă ar fi să analizăm procentual, veniturile proprii de 437,76 mile ar reprezenta 18,3% din totalul veniturilor încasate, ceea ce este destul de binișor. Păcat că doar pe trimestru 1 la FICA m-a raportat la anul trecut și 375,788 prelevări din bugetul de stat sub forma cotelor și sume de facturate din impozitul pe venit, 1071.000 lei TVA-ul și 503.460 subvenții de la bugetul de stat. Aici avem 361.888 lei subvenții de la PNDL, sunt pentru secțiunea de dezvoltare și 141.540 ajutoarele de încălzire. Ca și cheltuieli, deci am spus că avem total 1.401.380 lei, în care sunt cheltuielile de personal. 569.55 lei constând din administrație publică locală, capitolul 51, de peste 57.45 lei. Indemnizații persoane cu handicap 85,86.000 lei și iar la celelalte capitole 212,10.000 lei. Cheltuielile privind asistența socială 297,72 și constă în 148,14.000 lei indemnizații de handicap, 141,08.000 lei ajutoarele pentru încălzire și 8,5.000 lei tichetele sociale. Iar cheltuielile de capital 361,88 este aceeași sumă încasată de la PNDL, încasată și achitată către constructor. Nu avem datorie publică, nu avem plăți restante. Avem bani de cheltuielile. Avem bani, că l-am vedet. Discuții? Ce poți prea cu bani? Ce este pe ea? Ce este pe ea? Toate. Toate. Putem trece mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare cu vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Aici o să vreau să discutăm un pic. În primul rând o să vă expun eu lucrurile așa cum cred eu că stau. Și apoi împreună o să tragem concluzia la sfârșit. Nu știu. Vreau să vă spun că ieri am o întâlnire cu membrii ADIS, cu domnul Seto, cu reprezentanții ai EcoSud. Am venit un pic de suflat de acolo și măglit, pot să spun. Lucrurile se îngroașă și nu stau așa cum ar trebui să fie. E foarte posibil să mai fim primiți în rampă începând cu 1 iulie 2018, adică în 2 săptămâni, pentru că nu avem licența NRSC. Licența NRSC pe care eu am susținut și o susțin în continuare, nu pot să o obțin. Pentru mine, un primar de comună relativ mic de propriu, ca și locuitor poate nu pare mic, dar ca și venituri proprii suntem în coada clasamentului. Nu avem licențe economice care duc bani la comunitatea locală, nu avem administrație specifică de taxe și impozite. Înființarea unei societăți comerciale sau în subordinea Consiliului Local ar însemna ca primăria să se ducă în cap, din punctul meu de vedere. Pentru că ar crește foarte mult cheltuielile, nu putem funcționa decât dacă avem minim, nu știu, 5-6 angajați, aici în afară de cei de la salubritate, cel puțin 2 administratori și contabili, fără de care nu se poate funcționa. L-am luat în calcul să delegăm atribuțiile altor persoane. Nu putem, pentru că noi între angajații care avem la primărie, nu avem personal contractual, contabil este funcționar public și în conform legii nu poate să întreprindă activități. Să spunem că o rezolvăm, pentru că am rămas la o concluzie, nu știu cât de cât, ori poate le primesc. Că nu am, altă soluție nu am. Deci soluția mea e clară. Eu le-am spus-o și la un moment dat, domnul Sergiu, cu care eu am o relație destul de bună, spun eu, să cam supărat să le, că eu nu văd nicio soluție și că spun la toate nu. Spun nu pentru că n-am altă soluție decât cea pe care i-am expus-o. Iar soluția mea e clară, să mă lețe, să-mi fac treaba. Așa cum am făcut treaba de 11 ani la Ierigiu, având un serviciu al nostru și cât de cât avem o comună curată, o linie. Sunt zone murdare, sunt
că asta e, mai avem un lucru la educația omului, dar să nu îmi impună să plătesc niște sume pe care eu nu pot să le plătesc. Nu am cum, îmi este și foarte greu, pentru că au fost învățați la noi în comună și suntem toți învățați să plătim așa cum plătim, să ne se facă treaba și să plătim mai puțin. Vă dați seama ce ar însemna ca eu mâine să mă apuc de numărat fiecare casă în parte, cum așa cum îi solicită fiecare persoană în parte. Ba, m-am pus niște întrebări la care n-am găsit răspuns. Și nu știu să-mi răspund. Eu cred că le duc un fel cu preșul, pentru că așa am fost duși la început. S-a luat situația asta, pentru că noi primari de 2010 încoace, am fost aprobat în Consiliul Locale și, de fapt, și eu mi-a culpa, că și noi l-am aprobat. Proiectul e o trăire a adisului care a trecut ușor prin de Consiliul Local, nimeni nu a fost atent, nimeni, toată lumea era mulțumită, poate să vină un mare agenție sau o mare asociații care ne face treaba și noi nu o să facem nimic. Nu stau lucrurile așa. Ei ne impun să încasăm, iar toți banii să ajungă la adis. Urmând ca ei să plătească rampa de gunoi și dacă mai rămân bani și pentru operatorul nostru, e bine. Dacă nu, nu. Îmi trimite un raport pe care noi trebuie să o supunem astăzi către aprobare sau să nu-l... Da, ăsta e raportul nostru. Sau nu, trece, nu trece, oricum e trecut, pentru că n-a dat sunt majoritar și nu... Așa au fost cu taxa aceea de 6.000 de lei, chiar dacă m-am făcut pe 2.000, eu am făcut 6.000. Inclusiv titlul sună așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Am cerut într-o primă întrebare, cât e acea taxă? De ce vorbim de o taxă specială? Să știu cât vreau să plătesc. Pentru că eu sunt de acord să plătesc. Dar nu vreau să îmi faceți servicii și eu să nu le plătesc. Nu spuneți cât trebuie să vă dau 10.000 lei pe an, pe lună, pe nu știu ce, plătesc tona de gunoi și nu o scoate la cap. Nu. Nu aș vrea să-mi spun. Ba din contra, spune că acea taxă nici pe care nu e voastră luată în cap. Și că taxa e de 4,69 sau 67, cea care e aprobată. Dacă a fost o dată aprobată taxa de sănătate personală, în cine voi să o aprobăm încă o dată? Nu, ei au luat în calcul o altă taxă în afară de aceea, bănuiesc că au încălcat legea pentru că colegii mei, doamna secretar, vada de la mediu, am scos niște idei și se pare că s-ar încălca și legea, pentru că legea 273/2006 spune că este interzis să pui o a doua taxă, mai ales pe imobile, acolo nu locuiește nimeni. Iar ei cer la pagina 2 să taxăm inclusiv deci, taxa specială de salubrizare aturată de proprietarii de imobile persoane fizice. Deci chiar dacă ei sau nu e cineva acolo, să plătească o persoană. Dar îmi spune așa, eu am raportat către ei 1750 de, sau 1780, nu mai știu exact, de persoane cu care eu azi am relație contractuală pe serviciul salubritate. Și îmi spune că e mint. Că nu e adevărul, că avem 6600 locuitori și cum e posibil să fie doar 1700 acasă. Deci nu sunt mai mult de 1700 de oameni azi în Comuna Hilegiu care beneficiază de serviciul salubritate. E adevărat, mai sunt 1000. Dar nu ajung cu mașina la ei. Nu am cum să ajung. Îmi spune că e datoria administrației locale să amenajeze drumul de acces către toate. Eu n-aș face cu nimic. Cum? N-aș face eu acum asfaltul la drăugiești pe bani. Nu am imperie. N-am jotea de sus. Și poduri. Poduri și... Da, bă, nu îți fac. Nu, 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 mai mașini 6-6, cum e vreo armata? Că se aduce cu căruța, cu un barc, să ne scoatem la prânzul cu mașină. Deci eu i-am invitat să mergem în teren. Nu le vedeți în teren, îi spun mine, vedem cum stau eu. Nu, nici nu vor să discute. Nu compara strada, nu știu, George Călinescu din Bacat cu strada Ciuciu. Nu, dar ce se întâmplă? La Onești, în mediul urban, încă de acum 30 de ani, oamenii au învățat să-și coboare cu noi menajer cu punga la ghele. La țară și la mine și oriunde, greu înveți să scoată domnul meu și ăștia roaba să o aduce în turiu, dar nu știu unde, știi? Vă spune că, pentru că au informații și date clare, noi producem în jur de 50 de tone de gunoi pe lună, de Comuna Hilegiu. Raportat și făcând ei un calcul, producem gunoi pentru 5.800 de persoane. Adică noi ar trebui să plătim pentru 5.800 de persoane. Nu, e adevărat că cantitatea de gunoi este mai mare decât în alte părți, să spunem, în mediul urban. De ce? Pentru că la mine, la țară, omul dă cu mătura în curte și poate petrișul, nisipul, care e greu. Am mai scos gunoi de pe Pârâu, de pe Islav, de pe nu știu unde, normal, cantitatea a crescut.
era lângă mine și primarul la Slănic și el fost invitat în această situație ca și noi. Eu am 2600 locuitori la Slănic, dar produc noi pentru 7-8000. De ce? Pentru că în fiecare weekend eu mai am 3000 de distanțări. Care îmi vin și ăla vine cu camionul, cu mașina, cu cetine, cu sloganul, face grătarul, lasă plăcuta cu noi. Eu trebuie să-l iau. El ar fi îndreptățit să-i pună o taxă specială celui care vine în stațiune, spune, îți plătești ca în Austria, nu știu unde, un om care îl lași, nu-i cu brigare chinesc. Bine, eu am făcut și foarte 2 euro și ceva. Așa, la pagina 7 ne spune așa. Pentru identificarea numărului de utilizatori ai serviciului, pentru că noi am spus că avem mai puțin, în vederea stabilirii obligațiilor de plată, beneficiare, adică noi, avem obligația să strângem declarații de impunere, date pe răspundere, conform anexelor 1 și 4. Asta ar însemna ca să opresc atâtea în primărie, 3, 4, 5 persoane din primărie, să meargă din casă în casă, din poartă în poartă, să vedem exact câte persoane sunt, să vedem cine e acasă, cine pleacă. I-am mergut atunci la mine în comună, și cred că în multe comuni de altfel, migrația aceasta anuală e înfloritoare astăzi, pentru că într-un an de zi îmi pleacă dintr-o casă din 4 în 3. Dar unul pleacă în Germania, altul pleacă în Belgia, unul pleacă în mai, altul vine în iunie, pleacă altul în august. Nu ai evidență foarte clară a celor care vin și pleacă. E adevărat, e datoria lor să vin la primărie, să am eu am plecat în Germania, am 3 luni, nu mă taxez la salubritate sau 2 luni. Păi da, dacă regulamentul spune că va fi aceeași taxă pe lună. Așa. Păi nu. Deci mie nu se schimbă. Așa au spus verbal. Nu, nu, da, da, așa spune și mie și nu am găsit cu după, deci taxa rămâne aceeași. Taxa de salubritate. Da. Dar e vorbit de o contestanță specială. Care nu spune taxa care de persoană. Am înțeles. Taxa pe o persoană. Vorbim de taxa pe persoană, nu e specială pe toată gospodăria, pe persoană. Și vor să mai pună încă o taxă. Eu sunt de acord, pun eu. 30 de bani, 25 de bani. Eu îți plătesc pentru cei care chiar îmi plătesc în salubritate. Vorbiți după virgulă. Îți dau 10.000, 7.000, 5.000. Cum? Vorbiți după virgulă. 15.0. Nu știu. Trebuie să așa ceva minunat. Dar cât ar putea să fie o taxă special dacă așa e o taxă de 5 lei poți să fie persoană? Le pune 3 de bani, nu știu. Nu, dar e clar. Deci trebuie discuții foarte zic. Nu o să fie 100% rezolvată problema. Nu. Dar trebuie să vină cu niște soluții fiabile care să poată fi suportate atât de cetățean, cât și de cei care administrează, adică primăria. Că dacă se întâmplă ca dumneavoastră spune, domnule, 5.000 din, aveți 5.000 din consumatori care beneficiază de serviciul salubritate. Atunci dumneavoastră, cei de la primărie, o să fiți obligați să plătiți 5.000 pe gratis. Iar din casat o să casați la 1.500. Undeva, ce faci? Căutăm conturi europene și nimeni din cu noi. Cum e? Situația așa sunt toate primării din zona noastră. Deci trebuie prezentată o situație reală, propunerea mea. Real am comunit. Da? Dacă ne acceptăm situația rezolvată, 1.700, poate trebuie să dați timp. Și din care mai e oscilatorii, poate vin pe 1.000 luna ianuarie, dar vă spun sigur, dacă ar veni prezent, nu le iese s-ar face o prezență. Nu le iese calculul la sfârșit. Astăzi sunt foarte mulți plecați. Da, foarte mulți. Foarte mulți. Poate nu avem nici 1.700, da? Sunt singur că avem. Așa, activ vorbim, da? Deci asta e situația reală. Și atunci, dacă dumneavoastră, domnule, reprezentăm, asta e situația. Din punctul de vedere, realizată sub ospitalul de la 2016. Din punctul de vedere. Dar nu avem, nu are treabă, domnul primar. Pentru că ce-au participat? Pentru că 26 din populații. Păi de bine de afară. Bine de afară. Dar dacă am plecat, da. Tot am plecat. Trebuie prezentată situația reală. Bine cunoscută să o cunoască și ei. Și de acolo să pornim o discuție, domnule, cam așa stau cu prânzul. Dar nu vreți să vină de și în teren, să vadă și de ce asta s-a respectat domnului? Eu am spus mai multe întrebări aici, ce am nimic. Toate sunt cam pe acolo asemănătoare. Nu știu de răspunsul ăsta este clar. Ce se întâmplă? De la o promis, la fel, nu scris, că pe 6 iulie se va deschide stația de transfer de la Onești. Asta ne va ajuta că nu vom mai merge noi cu mașina la Bacău, vom merge la Onești doar 20 km, vom mai merge 60 km într-o rampă, așa cum e acea Diabocesca. Dar au crescut de 4 ori, da, de ori jumătate, prețul pe ton. Asta înseamnă de la 24, de la 24 de lei la 90 de lei tona de gunoi menajer. Dacă noi, dacă noi plătim până acum, dacă avem 50 de tone pe lună cu noi menajer, ori 90 de lei, ar însemna vreo 45.000 de euro pe lună numai taxa gunoi, nu vorbesc de mașini. Taxa de depozitare. Taxa de depozitare, nu vorbesc de acela de cheltuieli care avem cu mașini. Foarte mult din punctul meu de vedere. Treaba e că ei solicită ca acești bani să-i dărăm noi
prin factură eliberată de ADIS, în fiecare lună, banii vor merge către ADIS și ei vor plăti către ECOSUD. Eu nu am relație contractuală cu ECOSUD, ci că ADIS o are, iar eu sunt membru în asociație. Aici sunt chestiile care v-am spus eu, că am fost noi neglijenți mulți dintre bani și am făcut ceva. Dar o sumă care ne putem destul, că e regulă. Deci doamne, asta trebuie să înțeleg. Da. Ce face vis-a-vis de licența de rețece, dacă ne trezim cum ne mai primești? Și eu am așa emoții că nu o să mă primească la bani. Eu nu pot face, nu pot face serverul la rețece. Nu am tot. Dar n-am, de asta trebuie să iau 2-3 miliarde fiecare an, din bugetul de investiție și de nu știu ce în comună, să plătim 3 oameni, 5 oameni care să facă o treabă, care face și noi acum fără să fim plătiți. Că, practic, ceea ce fac eu astăzi cu serviciul nostru de bilimele, vor face și ceilalți care sunt angajați, tot același scop au, să strângă gunoi din comun, nu fac altceva. Doar că plătim un cursă și de bănuță. Nici nu știu, deci stau cu emoții... Dar nu sunt câțiva bănuți în bostă, deci acum am imposibilitatea să mai plătim în câțiva bănuță. Problema este că, ca să vrezi un contabil pe un SRL, da, la Helegiu, nu se vrezi niciodată un contabil cu salariul minim pe economie. Asta e clar. Un contabil care are experiență și... e un salariu de 2500 lei, nu știu. Ei, asta înseamnă 4000 de lei brut, nu? La fel, acel administrat, hai spune-i până la găsim. Toate mașinile merg, am dat plus la o lege, că nu mai e poliția. Când caută motive și... Mai punem un uniform și peste mea. Ce te dea numai singura cu mod de județ? În situația așa. O să rezolvă și pe problema e că nici ei nu pot să o ia. Deci rom prestul nu poate să ia HDG-ul și să strângă probleme de HDG. Pentru că atunci când a făcut citația, nu a avut în vedere și... Iar o altă citație nu pot să facă. Cred că au luat să fie un compromis între noi și examenul de licență. O să încercăm să-l facem. Mi-am dat angajamentul că încerc anul ăsta, poate găsesc, înțelegi, la RSC. Nu știu să-i obținem și licența de RSC, pe RSC. Asta înseamnă un fel de DPP la Odești sau nu știu ce, dar eu la Bacău... De o primă, la Odești, care îi strânge gunoaie. Eu o să-i dați voie să pui o plombe la și oamenii să pună acolo. Dar n-au voie, domnule, să strânge. Dar cum dacă e autorizat? Nu mai există, nu? În afară de Romprestul și Ghelegiu și Comăneștiu și Stănicu, alt și Soma la Bacău, altă firmă care să strângă gunoaie din județ nu există. N-au voie. Poate, zic, el strânge, dar strânge altceva. Strânge altceva? Poate face selectiv, da. Nu, să mă da. Poate strânge fier, vechi, eu știu. Fier, cartoane, nu sunt autorizați, intră dracu. Noi avem autorizații de la mediu, avem licență de transport, obținut. Așa, de fier, nu avem autorizație. Dar ne plătăm în fier, nu avem asigură, dar trebuie să fie de mediu, fiul care e an. Care și la fel, nu mi-am nici bani, de sunt din bani. Și de sunt din bani. Da, dacă nu faci un fel. Dar nu mi se pare normal colegul meu de la caserie să încaseze banii care se duc către ADIS. Păi aici nu trimiteți om, tu ce-i contract, tu, eu asta fă direct serviciu. Direct serviciu să fii în SECE, nu știu care, Marius și Andrei, trage cu noi la doamna Stanciu, strânge noi la domnul Marinelu și ca la Pablo. Și încasează pe omul lui. Și bani, eu afaci, dar mă bagi pe mine în săpata poarta omului, să strâng bani, strâng, nu strâng, la sub unde îți dau. Dar pentru mine înseamnă dosar penal la un moment dat, dacă eu rup bani într-un cont în altul. O să plătesc ca părsăriești, ca Livesul, ca Sânduleriu, ca nu știu care, să ajungă primarul la părsăriești săracul, era cu ochii în lacrimi în decembrie, că nu reușea. O luni de zi, poate să dă mâncă, au luat, nu mai venit un restul să-l ia gunoiul, o jumătate din oameni plătiseră gunoiul, înțelegi? Ei n-au plătat datoria totală către ADIS, nu au mai trimis un restul, prețul e de primar. Cei care au plătit, nu au telefonul ăsta, au gunoiul, miroase în fața porții, vin Crăciunul și la mine. Nu, că lasă acum tractorul, gunoiul pe drum și nu mai el știe ce-o făcut cu el. Da, chestii și chestii. Da, așa s-a numit.
Păi că nu mi-ai scăpat cu bulile, dar în mare parte ați înțeles cum. Nu știa cum e, nu știa cum e. Nu știa. Da. Îți spune-mi de fapt. Da. Nu știu, mai e. Dar Cluj, nu știu, de asta. Iar Walter și... Walter și băiatul mă vreau. Poți tu? Băiat, de știu. Da. Hai să spunem... Nu, da. Deci, discuția voastră, ceilalți, la... Cine este pe? Pentru nevientul, tot rece, nu? Nu e acolo. Deci acolo ei... Acolo trece, că majoritatea. Dacă la noi nu trece, nu trece la noi. Dar e bine ca la noi să... Nu trece, nu trece. Nu poți să fii ca la răspundere bodeacă din cauza lui. Păi, cine e împotriva? Nefiind la răspundere. Nu e împotriva? Cine este împotriva? Nu, dar ne-am ține, e mai frumos. Da. Sau ține, împotriva? Deci, în prima dată, împotriva. Încă o dată. Cine este împotriva? Toți. Toți suntem împotriva. Normal că suntem împotriva. Așa, abține. Nu vreau ține. Ne-am ține. Tu ești de chine. Hai, 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 hai. Nici la unii, nici la unii. Ioane, dar tu pe cozi de aceea și la Unești și mai grav. Nu pot imunța, dar sunt poate. Probleme grele, dar se supune să mai greu să iau. Aici e eu așa ceva. Dacă mai avem cu ajutoare sfârșit, cum am făcut, am trecut să-mi dat iernicit la curte, că la calcul, că să măresc, omul nu-i curăță. Putem să mai atenționăm, dar garantat o securiție că așa am văzut și am luat azi cu citit, că stau pe dale de la centru de zic, am văzut cu și mult și aici și asta mă e mai simplu acum. Aș vrea pentru ca să nu uit. Vineri pe întâi și sâmbătă, știți că avem acest eveniment în portala Ghelegiu. Ne-a făcea mare plăcere să-și cumva dată de mine. Vine la ora 5 la centru de zi, unde vom viziona împreună un documentar și apoi domnul general apostru care s-a implicat foarte mult și vreau să zic că sunt tare multe de activitatea dânsului. Rămân uimit cum reușește un om la postul al dânsului să se implice atâtea lucruri, să fie prezent toate acțiunile, să mai și scrie cărți, să mai și facă multe alte lucruri. Îi și place. Îi și place. E dedicat. Și vineri, deci vineri începem cu ora 5 la centru de zi, după vizionarea acelui film documentar, în care când l-am ales, nu știu ce o să vizităm, o să avem câteva discuții. Mai mult m-aș baza pe socializare, că asta nu am urmărit. Am făcut vreo 40, 50, nu știu cât. 60 de invitații către diferite persoane din comună. Aici am urmărit consilierii locali, doctori de familie, intelectuali, profesori, care vor ajunge în cursul săptămânii viitoare, să începem luni și marți. Iar pe 2 începem cu ora 10, cred, 10-10 jumătate, la Biserica de la Ghelegiu. În timp de o oră va fi dezvelirea și sfințirea monumentului. Urmând ca după dezvelire să se nouă acest topol de înfrățire cu comuna Cresela. Și mi-am propus eu să o facem în fața școlii, în fața muzeului acela frumos de la... Nu a prea sfințitul Băcăoanu cu care am avut o discuție, mi-au promis că o să ajungă și domnia sa. La fel vor fi invitați reprezentanții prefecturii Consiliului Județean Guvern. Și de asemenea garnizoana de la Bacău, care vor veni cu număr de vojare de soldați, fanfară, defilare. Poate un element frumos și eu cred că mai uităm de... Da, mai uităm de problemele zilnice, că mă uitam chiar astăzi, când am mai fost de Mura Unești, prezentul de 6.20, mai nou, 6.40. 6.40. Deci, vedem timpul cu multe altele, dar nu vedem, practic, din buzdar. Deci, eu n-am mai... Nu știu, să vă rog de și pe voi spunem și vor la Bacău. Da, da, da. Da, dacă aveți alte probleme la diverse, domnul Cătălin. Da. Ar fi drumul până la Sibiu. Este dezastru. Astăzi am fost. Dacă nu ar trebui băgat un pic lava. Da, o să încerc la probleme cu dozele. În fiecare am făcut. Da, știu și de asta m-am... O să încerc. Ce scari, părinții, dar nu
automat e mic la părintele și nu poate să plătească. La teren am chiar să supărat pe știu orașesc pe care am modernizat și în mod și nou. Am fost atunci când a fost la făceam un clipăraș, l-o găsit în parță. Deci după ce se termină asfaltul și începe același lucru, l-am făcut prin gal cu, și pe stânga și pe dacă ai clinic, tone de gunoi la acel. Tone de gunoi, ca din căruță, din mașină. Dar e mașină. Deci nu-i pungă să-i pungă să-i nu, trebuie să-l scoatem din bunul șanță, care e pozitor. Și ăla se duce pe bucățile oameni. Dacă mai aveți oameni buni de treabă pentru ajutor social, mai aș mai avea fost de 5, mai avem decât vreo 5-6 că au plecat dintre ei. Nu, ce să fac treabă, dar care sunt buni de treabă, deși care doar să vin să-i ajutor, nu. Nu, dar și cu poftă. Cu poftă. Poftă, nu sunt. A zis bine. Nu, dar nu poftă. Mult cu treabă, ca să vină să dea pe el ce poți fost. El dea cu coasă că am pozitoare. Așa că ți-am văzut pe cei trei de la salubritate, care sunt două mașini. Aș avea și eu ceva. La fiecare ședință de obicei am cerut ceva. Astăzi țin în mod deosebit să vă felicit pentru pasarela de la Drăgugești. Era un vis al meu și din campania electorală. Mă bucur că dumneavoastră l-ați realizat. Este un început. Și sper să fie foarte bine pentru copiii de acolo. Dacă o să primim și bănuți pe rectificare, tot acolo se face cu pasarela, acolo la Strănați, la Bulgară. Eu cred că vor fi folosit în primul rând de bătrâni și de copii. Ceilalți mergi prin apă, așa au fost. În primul rând pentru copii. Da, în primul rând pentru copii. Sunt foarte mulți. Cred că e cea mai dezvoltată natalitatea în zona aceea a comunei. Sunt mulți, știți. Și chiar meritau de voastră. Felicitări. Mulțumesc. 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 La Drăgugești. 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 La